sute de insecte și tarantule din toată lumea au fost vedete într-o expoziție inedită care a stârnit interesul târgumureșenilor. În deschiderea materialului am pregătit ceva mai diferit pentru dumneavoastră, dragi telespectatori. O expoziție de insecte și tarantule atrage ca de fiecare dată atât adulții cât și copiii. Se întâmplă la Târgu Mureș și vrem să facem un mic experiment cu dumneavoastră. O să vă rog, preț de câteva secunde, să vă uitați în acest acvariu și să vedem dacă vă veți da seama unde sunt aceste insecte. Sunteți pregătiți? Haideți să vedem! Cu siguranță a fost o chestiune destul de delicată, însă pentru ajutorul dumneavoastră vin eu și vă spun că de fapt sunt 4 insecte. Le vedeți aici pe perete, una, două, trei și încă una mică în stânga, perfect camuflate, sub formă de crenguțe, sub formă de frunză. Și astfel de exemple au fost numeroase, i-au încântat în special pe copii, cei mai curioși dintre noi. Ceea ce vedeți acum este tarantula braziliană cu genunchii albi. După cum spune și numele comun, această specie este întâlnită în Brazilia. Indivizii din această specie trăiesc în sălbăticie, în selva braziliană, în zone cu umiditate crescută. Specia este terestră, prin urmare, indivizii trăiesc la nivelul solului. Andrei. Andrei, ia spune-ne ce ai văzut tu până acum, Andrei. Tarantule. Tarantule, îți plac tarantulele și insectele? Da. Cum îți plac? Să fie mari, negre? Mari, să fie și culori. Colorate? Ai văzut că sunt și fluturi și mai încolo sunt niște insecte care sunt camuflate ca niște crengi, sunt foarte frumoase. De ce îți plac insectele? Pentru că sunt și mici și colorate. Perfect. Pentru dumneavoastră este o pasiune sau ați venit cu cei mici? Cu copii, bună ziua. Cu copii am venit. Pentru prima dată. Și duceți la astfel de activități? De ce sunt benefice astfel de activități pentru ei? În primul rând pentru educație. Orice se poate face pentru copii ca să acumuleze cunoștințe e binevenit. Impresionat de așa ceva? Nu, doar ne uităm. Și l-ați găsit? Ci că e foarte camuflat. Da, se pare că e în spate. Da, și mai este unul mai în față. Nu, ne-a luat ceva vreme să-l găsim. Haideți să vedem. Îl găsiți? Nu cred. Uitați. Acesta maro, da. Exact, acesta maro. Cum vi se pare această expoziție? Am văzut că ați venit cu cel mic? Da. E interesantă? Da, venim a doua oară. Unde ați mai fost? Tot în Târgu Mureș? În St. George. Și de ce credeți că îi atrage pe cei mici acest tip de expoziție? Sunt lucruri care în altă parte nu le prea vezi. Thank you.
Cum te cheamă? Adam Antonio. Ce ai văzut până acum? Tarantule. Ce te-a atras ca să vii la expoziția aceasta? Mie îmi plac foarte mult animalele și am și eu colecție acasă. Spune-ne despre colecția ta. Le am de când eram foarte micuț, aveam vreo 5-4 ani și are tot felul de gâze. Și unde le-ai prins gâzele acestea? Le-ai găsit prin oraș? Le-am cumpărat și le-am pus în sticlă. Știi că imediat vine primăvara și poți să ieși la iarbă verde, mai găsești o gâză, un cosaj, ceva? Da, vreau să am și mai multe. Deci este o pasiune pentru tine. Mai încolo o să fie și tarantule mai mari și sunt niște insecte care sunt cumva camuflate. De-abia o să le găsești printre crengile copacului. Te pasionează acest lucru? Te uiți la emisiuni de acest gen? Da, mă uit. Tot timpul, mai mult. Ce ți-ai dorit să ai de aici în colecția ta? O tarantulă din aceea care se bagă sub pământ și își prinde hrana când apasă pe pânzele ei care sunt ascunse și alea și iese de sub pământ. Mulțumim, distracție plăcută și vizionare plăcută. Mulțumesc! Ați venit cu cel mic sau l-ați adus pe cel mare, adică pe dumneavoastră? Și amândoi să văd câte ceva. Este o expoziție atât pentru cei mici cât și pentru cei mari? Sau cum? Categoric da. Ce vă atrage la o astfel de expoziție? În primul rând chemarea celor mici și după aceea și pentru mine văd. Nu știu foarte multe despre paianjen și așa că mai învăț și eu câte ceva. E benefic pentru cei micuți să vină și să vadă și de ce e important? Ca să nu le fie frică în primul rând de ele, să obișnuiesc cu ele, să nu le fie frică. Și ești o dorit. Da. Cum te cheamă? Victor. Victor, ce băiat frumos ești tu cu ochii albaștri. Ai venit la expoziție. Da. Îți place până acum? Da. Ce-ți place mai mult? Păianjenii. Mai încolo să fie și niște insecte colorate. Uite deja ce ai în mână acolo. Un șarpe. De la cine l-ai primit? De acolo. Dar l-a cumpărat cineva, bunicul? Da. Și ce faci cu șarpele? Sperii pe copii? Mă joc cu el. Nu ți-e frică de șerpi? Asta e un șerp de jucărie. Dar nu ți-e frică de ei, nu? Și de insecte. Vedeți, până la urmă, ceea ce a spus dumneavoastră exact este adevărat. Mulțumim mult! Adrian. Adrian, și ai și un accent așa puternic de bărbat hotărât, nu ți-e frică de insecte și de tarantule? Cel mai mult mi-e frică de păianjen, dar aici nu prea. Sunt mai acolo în spate, dar sunt închiși. De ce te pasionează insectele, tarantulele? Îmi place că au multe picioare și sunt interesante. Din ce ai văzut aici, este ceva care te atrage în mod special? Da, este acolo insectă mare. Deci îți plac insectele mari? Da. Știi că sunt aduse de prin toate colțurile lumii, deci nu sunt strict de aici, din România. Da. Tu ai acasă ceva de genul acesta? Nu, doar la prieteni am mai văzut. Te pasionează? Ai vrea să ai un insectar, de exemplu, ca acesta? Da, chiar da. E mai important să le vezi la televizor sau e mai important să le vezi, uite, acum, în natură? Mie mi se pare acum așa live, chiar acum să le văd.
că poți să le pipăi, poți să le vezi mai în detaliu. Din tot ce ai văzut aici, ce ți-ar plăcea să ai acasă? Un scorpion. Viu sau? Împăiat, nu viu. Viu, că pe urmă se sperie mami și tati. Da. Acolo. Ai văzut aici? Uite, wow, uite ăsta. Unde e Albina? Nu știu. Albina? Stai că ți-o arăt eu. Uite, uite aici. Ai văzut-o? Da. Uite scorpionul ăla mare. Scorpionul ăla mare. Uite. Uite de la asta. Uite ce de la asta. Sunteți și pregătit, da, îmbrăcat. Da, Bebicuțul, avem și cartea cu insecte. L-am sesizat și pe Bebicuțul, dacă vreți să... De ce e important să-l aduceți la astfel de activități? Pentru... Special pe el, pentru că e clar. Confruntăm materialul didactic cu realitatea, deci vrem să vedem. Multe sunt din Brazilia, Mexic, nu le găsim pe aici. Asta mă obligă să-l duc în Brazilia sau în Mexic să-l găsim live. Sună bine, cel puțin pentru el, dar și pentru dumneavoastră. Și pe el, dacă îi place, sigur. Cum te cheamă? Caius, cum te cheamă? Caius, hai, spune la mine, aici, ne uităm acolo. Ne uităm acolo și spune, ce-ți place la... Ce-ți place la... Uite, văd că ești care foarte pregătit. Paianjele îmi plac. Din Mexic sau din Brazilia, spune? Din ambele. Și ai vrea să ajungi în Mexic și în Brazilia? Da. Ești foarte pregătit, ai acolo și cărticica, ai de toate. Da, avem o carte, vrem să confruntăm realitatea. Îți place ceea ce vezi? Da. Ce ai vrea din toate lucrurile acestea să le ai acasă? Paianjen din Mexic. Paianjen din Mexic. Așa, bă, să sperăm că o să aibă acasă, să vină și pe la dumneavoastră. Mersi frumos. Sperăm, mersi frumos. Mersi. Da, cu fratele meu mai mic și cu verișorul meu. Ce v-a făcut să veniți la o astfel de expoziție? Îmi place foarte mult entomologia, practic insectarele acasă, deci da, îmi place foarte mult tot ce ține de lumea asta insectelor. De când ai această pasiune? De un an, doi. Fratele meu și verișorul meu mă ajută să prind fluturi pe acasă, e foarte drăguț. Deci nu e o pasiune strict indoor, ieșiți un pic și în natură. Da, da. E super drăguț. Ce ți-ai dori să ai în colecția ta din tot ceea ce ai văzut până acum aici? Mi-aș dori o insectă din aceea, stick insect, în engleză le știu, și mi-aș dori și o tarantulă să am. Bine, vizionare plăcută. Mulțumim! Ați găsit insect acolo? Ai găsit insecta? Da. E camuflată. Unde e? Păi noi n-am văzut-o. Acolo. Uite că seamănă cu... Cu ce seamănă? Nu știu. Cu o creangă, crenguță cumva.
Da. Îți plac insectele? Da. Ce te atrage la insecte? Că sunt colorate, că sunt mici, că sunt mari? Că sunt colorate. Bravo. Ați venit cu micuța la... Da. De ce credeți că sunt importante... Ce înseamnă cu dumneavoastră? De ce credeți că sunt importante astfel de evenimente pentru cei mici? Să mai cunoască și ei, că nici noi n-am văzut așa ceva. De exemplu, așa ceva n-am văzut niciodată. Noi cel puțin am stat la cele trei acvarii și astealte mai încolo. Ne-am chinuit vreo 5 minute să găsim insecte. Da. Cum sunt pe acolo, da, pe perete. Chiar că sunt extraordinare. Ei spunea un telespectator că e important și pentru cei mici, că astfel cumva trec de frică și nu se mai sperie, da, de insecte. Sper, ei nu-i frică. Da, uite, are antenele, da, cred că... Mamă, dar chiar ăla! Ăsta! Da, măi, mi se fie atent, fix ăsta, lemnul ăsta verde de aici. Oh, mai! Dar nu-i lemn, e. Vezi, e cel mai... Acolo e... antenele. Ăsta e cel mai bun camuflător din lume. Nu, da? Chiar că... Dar uite, are un picior prins. Da, l-am văzut. E, asta și un picior în față acolo. Prins, da. Asta e chiar tare. Cum ți se pare? Ai văzut ce s-a ascuns acolo în frunze? Da. Ai mai văzut așa ceva? Nu. E verde și e exact ca o frunză acolo. Da, l-am văzut. De ce crezi că e așa de camuflat? Ca să nu-l... Vezi. Ca să nu-l vezi. Și dacă nu-l vezi... Da, și dacă nu-l vezi... Nu-l vede nimeni, nici insectele. Nu-l vede nici insectele. Roatele poate popa cineva, nu-l poate mânca nimeni. De-aia ți-a spus. Îți plac insectele? Ce îți place la ele? Că sunt mari, mici, colorate? Că sunt colorate. Ai vrea una dintre aceste insecte să le ai acasă? Nu. De ce? Că mi-e frică de ele, în caz de unele mușcă. Dar așa închise nu cred că fac nimic. Și plus că e tati care să te apere. O luăm cu tot cu cutie, măi. Thank you.
Tarantule de prin toate colțurile lumii, insecte mari, mici sau colorate, cum spuneau copiii. Ideea este că această expoziție inedită a atras deopotrivă atât pe copii cât și pe adulți. Dumneavoastră rămâneți alături de programele noastre. Toate cele bune, la revedere!